Am încredere în justiție. Nu, nu am emoții și nu se apropie de final. Ce spune Chiove și cu decembrie 2014 este incorrect. În decembrie, de fapt în noiembrie 2014, într-adevăr, e o prescripție, dar de fapt nu e prescripție, pleacă Băsescu. Păi să te amă de noul complet? Nu, din contră. Am uitat pe CV-ul doamnei judecător Camelia Bogdan și am văzut că e documentată, e preocupată de studiu, are foarte multe comunicări, lucrări și specializată în spălarea banilor. Comparația cu vântul nu are nicio legătură. De 60 de milioane de euro. Asta e părerea ta, dragul meu. Asta e părerea ta, iubitule. E părerea mea. E susținerea procurorilor. Care e greșită total. 30 de mii de dolari, mașină, dată de 60 de milioane. Auzi, măi, cine e cu 60 de milioane? Cine a zis? Tu ia vin un copil. Tu ai afirmat, nu? Nu vrei să o iei tu, măi? Dă-mi 150 de mii de dolari mâine, în cont, că eu lucrez numai prin bancă. Nu, eu nu, eu nu sunt oligarh să iau proprietățile statului. Pii la 60 de milioane cu 150 de mii, ai văzut că și judecătorul... Pe ce, oligarhi iau proprietățile statului? Asta e de... Ce pregătire ai? Jurnalist. Jurnalist? Da. Oligarhii iau proprietățile statului? Mai gândește-te un pic, măi.